Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am regăsit din nou. Dragile mele, azi este miercuri și să vă arăt ce am pregătit la meniul zilei. Dragile mele, am pregătit o oală mare cu ciorbă de găină, cu tăițel de casă. Vedeți cum plutește aici? Leușteanul verde și cuțelina de se păstrează deasupra, deasupra, vedeți? Este mult abur, vedeți, e o fiert mai greu, pentru că carne de țară este mai tare, este abur. Și am pus tot la fel de toate, deci toate zarzavaturile, toate legumele, morcov, țelină, păstârnac, ardei, de toate. Vedeți? Leuștean verde, ardei gras. Și a ieșit o ciorbică minunată, dragile mele, minunată. Și cu un tăițel de casă, cu ouă proaspete de casă, o ciorbică minunată cu ardei, iute, vine foarte bine. Bun. Acum, aici, în țăunel, fac o mămăliguță, o mămăliguță așa moale, bună, gustoasă. Vedeți? Ia să vedem noi. Aici am pregătit borcanele ca să pun în ele. Și aici am făcut, vedeți, o carne de purcel la tavă. În această carne am pus, după cum vedeți, un pic de cimbru, foi de dafin, usturoi, sare, piper și vin alb. Vedeți? Și a ieșit o carne cu un sos foarte bun, cu mămăliguță. E foarte delicios. Iar ca desert, clătite. Clătite cu dulceață făcută de anul acesta. Acum vă las, vă pup și vă doresc o zi frumoasă!